Este vorba de cele 5 proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare a Municipiului Suceava. Așa cum se știe, două din ele au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Discutăm de proiectul de realizare a străzilor Pod Pasaj, modernizare parcuri, iar stația modulară de transport și de asemenea proiectul privind creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Suceava. Mai sunt alte 3 proiecte, la fel de importante, mai ales cel privind reabilitarea zonei centrale. Lucrăm la el și avem speranța ca la data 30-a să fie finalizat și acest proiect și celelalte 2, respectiv modernizarea iluminatului public și centrul de susținere a tradițiilor bucovinene, în așa fel încât să putem încheia acordul de finanțare, dorim mai în luna mai, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru a putea demara aceste lucrări în acest an. În măsura în care se respectă această foaie de parcurs, deci vom depune proiectele până la sfârșitul lunii, în măsura în care se va semna contractul de finanțare în luna mai, luând în considerare pe 2 luni de zile licitațiile și, bineînțeles, tot ce depinde de ele, contestațiile și mai departe, ne sperăm ca undeva în luna iulie, cel târziu august, să putem începe aceste proiecte importante în municipiul Suceava.